Iată-ne la partea a doua a emisiunii cu revoluționarul Doru Mărieș. Sper că ați văzut prima parte. Dacă nu ați văzut-o, vă uitați în linkul de descriere. Mulțumim telespectatorilor că se uită și astăzi la noi. Mulțumim Tele Moldova Plus pentru faptul că ne preau și, în ultimul rând, Cinematica Media Solution pentru producerea acestui podcast. În toate după masă s adună cum v-am spus. Deci eram blindați, aveam armament. Dar nimeni nu gândea că se poate trage, nimeni nu gândea că se va trage. Nu. Undeva aproximativ în jurul orei 6-6.30, un grup de revoluționari agitați pe scări cu un tip. Tuns regulamentar, cravată, costum. Păi cine asta? Vlad. Cine asta? Șeful securității l-am preluat. Acum, trebuie să înțelegeți, la șase cumva eram primul care am pus piciorul. Mm -hmm. Da. Corect. L-am preluat și l-am introdus. Era Vele birou... recunoscută dumneavoastră autoritatea. Era, era, biletul, era birou deschis și l-am băgat în birou Am închis ușa pentru că nu aveam niciun secret, da. n nu aveam, nicio... aveam de ce să închid ușa. Pumn în masă, de ce să tragi? Domne, nu ai mie. Bă, Bă dai cui? domne, nu ai mei. Ba, cui? Știi că sunt, știi că cât... Bun. Sună telefonul. Exemplu. școala de ofițeri de la mânea. Băneasa, vă dați seama, o masă a unei, a unei structuri de dimensiunile gărzilor patriotice, cu structuri până la nivel de sat, de comună. Da? Așa era, da. Cu armata proprie. Armata armele proprii. Bă, rog, armele Unele erau de la Peneș Curcanu încoace. De la Plevna. Bun. Dar uh, da, mă rog, aveau arme, sigur. Fiecare era și avea ținut acasă, militară, și la ordin trebuia să execute. Și unul din telefoane sună, ridic receptorul, va atacă școala de ofițeri de ministri de securitate la Bănesc. Ia-mă bă telefonul și ordonei lui comandantul să -l... Și el ia telefonul și spune, alo, sunt generalul Vlad, nu știu în ce măsură mi executați ordine. dar vă ordon să nu părăsiți, vă rogăm, vă ordon să nu scoateți armamentul din rastel, vă ordon să... Dar sigur că ofițerul de servici de acolo îi spune, sunt cu tare, el cere comandantul, îi spune că comandantul nu e, eu zic, cere-l pe Adică existența mea era, era pe el. Clar. Și pe șeful în unitățile militare era politrucul, secretarul de partid, mai tare, chiar și comandant. Nu știu că până a ajuns el să vorbească cu cine a vorbit la momentul respectiv, mi s-a părut că a procedat corect. Chiar dacă era cu pumnă în masă, cu incident, a procedat da. corect. Ei, acest tip de acțiuni s-au petrecut în mai multe rânduri. N-am simțit nici teamă din partea lui de a suna nici, adică reținere, bă, să dau sau să nu dau telefon. Probabil că dacă aș fi simțit, îi dădeam vreo două peste scaun. Sau îl dădeam puțin peste scaun. Da. Peste masă, vreau să spun că îi dădeam. Vreo. Lumea o să spună, domnule, dar chiar așa șeful securității cu un copil? Da, mă, șeful securității cu un copil. Noi ocupasem tot. Ei nu erau nimeni, noi eram. Ei nu erau nimeni. Erau sub masă. Aproximativ două ore. Spune, sună tot așa telefonul și că sunt chemat jos. Nici nu aveam de ce să-l sechestrez, nu aveam de ce să-l. Dar în aceste două ore începe să treacă. Eu ies din birou, las la birou, ies pe ușe undeva șapte, fără 20 fără un sfert, mulțime, mai mare grupul decât la adus SPR. Arme. Mă ridic pe vârful și întreb cine va trimis? Într-adevăr, se trăgea afară. Începuse să se tragă afară. Ion Iliescu. Declarație publică. Suntem vreo patru înși care știm niște chestiuni din noi ne întâlnindu mă sau necunoscându-ne în 22 decembrie au fost prezentate pe tvr cu câțiva ani cele patru declarații brute, să spun așa. Cine cu ea asta? Eu nu știam la ora aia. Eu nu fusesem în balcon, nu știam cine e Bun, mulți m-au întrebat, Dumnezeu, ne la Europa Liberă? Bă, chiar am ascultat în toamna Europa Liberă pentru că făcusem o hepatită, zic o hepatită că e cam ciudată modul la care am prins-o, ca să zic așa, în sfârșit de august 89. Da? Altă dată despre amănunte și am stat destul de mult, să zic așa, în concediu după cu boala și am ascultat. Eram bine informat de la da, Europa da. Liberă ce se întâmplă. Mă rog, atât că se dea Părere. informația, sigur, ce se întâmplă cu căderea zidului, cu Ungaria, cu Cioslovacia, cu Bulgaria, rămăsesem noi. Nu auzisem de Ilescu. Auzisem de Doina Cornea, de Inescu, de... Uh, la ea și era... Ah, îmi scapă acum, iar tot așa un dizident. Dar de asta n-au zis. De Brucan, de scrisoarea celor șase. În fine. În prima fază am fost tentat să mă opor. Dar mi-am dat seama că risc ca să fiu luat de ei lor. Cum adică? Pentru tu că... Chiar dacă i-a trimis individul și știa e că e diversiune și știa e ce e urmează, 5 dintre ei au venit că erau în combinație cu Iliescu. Dar poate zece au venit de bună credință. Sau invers. Cinci au venit de bună credință. Sau unul a venit de bună credință. Pentru ce? Ca să-și apere libertatea și, și, -și ce Adică sediul Comitetului Central, nu? Locul unde riscase să intre și să... Corect. Au intrat, nu au durat 10 minute. Îmi aduc im aminte imagine cu un copil cam 13-14 anișori cu baionetă în mână, ca să înțelegeți atmosfera. Bineînțeles că am luat și o ladă de muniție și o armă și am mers și am introdus-o în birou Lupăr călăbescu, sub canapeaua unde pusese pus milea sinucis. Da. Și am zis, lasă aici. Adică o, un pic de îndoială mi s-a creat și mie. Și am zis, băi, ceva nea regulă totuși. Ia hai să lăsăm până la ultimul cartuș. Da, o fi, o fi. O fi, corect. Sigur, am întors la Vlad, din nou discuții, din nou cine, de nou cum, de deci... ce. Bun. Și practic cine l-a chemat să jos pe Elian Vlad? Pff, nu știu cine a chemat, nu l-am întrebat. Eu a, nu m-am plec... opus să plece. În momentul A, asta să plece. Și la, când, în momentul în care s-a ridicat și a ocolit birou, mi-a pus mâna pe obraș și mi-a zis, băi băiatule, vină cu mine jos să -ți arăt ce trădare e. Ce trădare e? să-ți arăt ce trădare e, Politică, sigur că să înțelegem. Nu știu, mă, nu mă interesează politică, eu vreau la discotecă. Eu <laughs> vreau liber, nu mă interesa. Sigur, eram inconștient prin ceea ce spuneam. Corect. În momentul acela, dar asta era, asta era adevărul, asta era mărie și în momentul acela. Și libertate, punct. Drept dovadă că n-am coborât să merg, să mă afișez în balcon, să pun steaguri, să... Nu, arme să nu se tragă, să fie liniște, să... Dar nu mă gândeam la mai mult, pentru că nu... Aveam de toate. nu trebuia nimic ca să vreau ceva, să vreau funcție sau să... Am 33 de ani de la Revoluție, 34, n-am luat un leu de la statul român niciodată, N-am ocupat nicio de demnitate de în statul român niciodată. Deși poate nu aveți certificat de revoluționar. Tocmai vă respect, v-am spus asta. Sunt mulți alți neaveniți, total neaveniți, care nu au luptat nici măcar o secundă, nici măcar la televizor, n au stat și sunt astăzi cu certificat din de revoluționar. Din punctul ăsta de vedere, aveți dreptate. Pentru faptul că au venit mulți neaveniți și ne-a venit numărul unu, a fost Ionil Iliescu, da. căruia i s-a ridicat certificatul de revoluționar după. Și s-a votat o lege la care sigur că am contribuit și noi. Măcar mental am contribuit, dacă n-am fost și la vot. <laughs> uh, și s-a dus în instanță să conteste că el e totuși revoluționar. Deci, deocamdată se judecă, dar în momentul în care va fi finalizată această uh, procedură, uh, eu vreau certificat de revoluționar. Deci, pentru faptul că sunt foarte mulți venit sigur că uh, explicația mea la momentul. 91-92 a fost nu pot să iau din mâna criminalului, nu pot să fiu colegul criminalului, nu poate Ion Iliescu să semneze mie certificat de revoluționar. Dar după ce îi ridic cu certitudine, voi încerca orice demers să-mi obțin certificatul de revoluționar al meu pe care îl merit și Curtea Europeană a Drepturilor Romului în procesul în care l-am avut Mărieș versus România. Statul român vine cu impertinență agenții guvernamentali, agentul guvernamental, dar statul român, pentru că eu m-am ca cu statul român, cu agentul guvernamental. Vine și spune cu impertinență, Mărieș nu are certificat. Zău? Nu vine să spună, domnule, uitați, totuși omul ăsta, așa cum spuneți dumneavoastră. Domnule, din bun simț, din rațiuni de cutare și cutare politică, dar vrut să, să ridice. Da. Nu, zice, dar certificat. Iar ce nu spune, uh, da. da. este o chestiune. Uh, administrativa voastră, acolo România, chestia cu certificate de revoluționar. Dar pe noi nu asta ne interesează că Mărieș are sau nu certificat de revoluționar. Noi constatăm că Mărieș a câștigat dreptul și cali calitatea de revoluționar prin participare directă și rețineți acum, conform declarației agenților voștri. Ha, ha, ha. Deci, practic, s-au îngropat singuri. Adică, agenții lor care m-au dat în primire <coughs> și care au scris declarații că am participat patru zile <coughs> la Revoluție, E informatorul de Pascal. Agentul lor, prăcălăvescu, care spune Mărie, este primul care ajunge cu, armă, cu arma în mână la etajul 6. Agentul lor, Iulian Vlad, care spune, l-am găsit, ne-am întâlnit, i-am spus să vină jos, că Ca e trădare. Să arăt că e trădare, da. Și eu l-am întrebat cine trădează. Și el mi-a nu cine trădează, i-am zis chestia cu discoteca și după care el mi-a spus, băi vino vină cu mine să... Ați da jos un dictator și puneți un comunist. Pentru mine Nicolae Ceaușescu era dictator comunist. Că care un comunistul care vine, că tot nu știa. <laughs> Corect. Bun, a rămas ca și în gare, eu n-am coborât, el a coborât și a urmat noaptea generalilor. Ceea ce spuneți dumneavoastră, el împreună cu Gușe, șeful Secur Departamentului Securității Statului, șeful de stat major al armatei, șeful de drept al armatei după moartea lui Milea, generalul Gușe, rămân în Comitetul Central, spun eu, izolați ceilalți, le rup contactele de aici, își fac legătură directă de la poșta din drumul taberei, aproape de uh, fostul Minister al Apărării. Își fac legătură direct Ministerul Apărării Televiziune. Trădarea la etajul 11 în televiziune, trădarea la Ministerul Apărării, ocupat deja de către uh, grupul uh, NKVDist NKVD-ist al militarului, militaru, -militarul, al Moscovei, al Moscovei așa, celălalt ocupat de celălalt triplu campion mondial, Silviu Brucan, adică, pardon, agent, am vrut să zic, nu campion mondial, de la etajul 11, împreună cu Marțian și cu alți tovarăși care transmiteau zvonistica către și televiziunii, brate Jonescu și ceilalți, deci mai sau otrăvi sau aterizează parașutiști, avioane, le, -am, le, -am, le minte, de la Revoluție, incredibil. Și au fost destul de creativi, da. Nu, deci eu, eu le-am crezut. Poate că eram tânăr, da, poate nu aveam educația bine, de astăzi, și în dar le-am crezut. Nu aveam niciun fel de contact cu asemenea tip de acțiuni de niciun fel. Lăsăm la o parte informația, informația puțină ca care o dețineam de cu toții. Deci, da, da. erau chestiuni militare care păreau fantastice pentru noi, când auzeam că, domnule, uite, un aparat de ăsta care înregistrează sau eu știu ce, bazaconii, da, bun. Corect. În fine, uh, s-ar putea să schimbe tinerii despre noi părerea. Uh, nu vă schimbați, dragii mei, cei care ne ascultați. Nu eram chiar atât de înguși la minte și nedoritor de libertate, doar că nu aveam. A trebuit să luptăm pentru ea ca să vă oferim și voi, iar voi să creșteți așa cum ați crescut în libertate și să fiți bine ancorați în, toate, în, toată tehnologia asta de care beneficiați și care în România nu pătrundea. Dacă nu exista libertate. Clar. Dacă nu era democrație, clar. Clar. Înainte de a încheia emisiunea, că ne apropiem cu pași repede de sfârșit, Vreau să vă aduc aminte un nume și dumneavoastră trebuie să-l completați. Pleșiță. Ce vă spune acest nume? Bun. Vreau să mai fac o singură precizare. Am spus că n-am fost mulțumit de declarația dată de Iulian Vlad, în sensul că nu scrie SS chiar, chiar să spunem așa, cu acuratețe unele lucruri petrecute în acea perioadă de două ore. Nu am pretenția, am spus-o și în fața judecătorului, nu răspund de faptele lui dinainte și nici după. Da. Și la afirmația că vină jos ca să-ți arăt ce trădare e, sigur, acest lucru s-a petrecut în cadrul unei confruntări între mine și generalul Vlad, pe care eu am solicitat-o, domnul general, dar am voinea în timpul anchetei. A spus, domnule, cheamă-l aici, facem confruntare, vedem care e mai bun. Și generalul, domnul general Voinea l-a întrebat, domnul Vlad, la cine ați făcut referire? Și Iulian Vlad a spus, Așa cum spune domnul Mărieș la Ion Deci a confirmat această declarație. Confirmat trău. și semnat. Deci avem declarația, el nu mai e. Asta e. Să Or, uh, nu putem absolvi nici miliția, nici gărzile patrice, nici securitatea, nici armata, de nimic până în 22 decembrie. Punct. Este decizia curții europene a drepturilor romului la ordin politic. Comandant Suprem Nicolae Ceaușescu alarmă de luptă declarată, aceste instituții au și avem cimitire. După 22 decembrie, armata preia controlul gărzilor patriotice, Miliția o subordonează și securitatea. La ordinul celuilalt care vine și este beneficiarul numărul unu, criminalul Ion Iliescu, criminalul Ceaușescu și criminalul Ion Iliescu, a, continuă diversiunea, dar nu este doar diversiune, este eliberarea Comitetului Central de către revoluționari, este eliberarea televiziunii și radioului de către revoluționari, este eliberarea sau sunt eliberate județenele de partid de revoluționari și armata împreună cu grupul lor, agentura lor din teritoriu, pentru că rușii nu au avut agentură doar la București. Au avut peste tot. Au avut așa. peste tot. Au preluat puterea formând acel Consiliu al Frontului Salvării Naționale, ulterior Frontul Salvării Naționale, partid care candidează la 20 mai și Ion Iliescu iese cu 85% no, de no, beneficiarul no, principal al crimelor de după 22 decembrie este Ion Iliescu și gruparea Înainte de asta am văzut, vă spun eu, ce e pe une, nu uit că am avea o legitimație făcută, Consiliul Provizoriu de Uniunea Națională a fost numai ținut dar eram... Consiliul Provizoriu de Uniunea Națională era forul care ținea loc de parlament. Exact. Da, care a făcut constituanta, care, dar vorbim de Consiliul Frontului Salvării transformat în partid. Iar, I a fost frontul, da iar, da, iar, iar, alături de Frontul Salvării Naționale au venit Partidul Național Sărănes, Partidul Național Liberal, create vechile partide, Partidul Social Democrat al domnului Cunescu. Pentru că Partidul Social Democrat a făcut fuziune cu PDSR-ul lui Iliescu Iescu, și a sunt PSD. PSD. Corect, așa e, așa e. Adică un partid democrat social, democrat dinainte de război vine de și de fuzionează cu criminalii din decembrie deci, 89. Practic, concluzia este clară pentru toți respectatorii. revoluția a fost furată de către... Revoluția a fost deturnată, nu a furat, de că către... furat, nu mi-au de... furat mie ceva, mie haină ba, ne -au furat din haină, Dar ne-au furat o nouă românilor. De ce nu? Ne-au furat nouă posibilitatea de a trăi fără comuniști. Posibilitatea de a nu mai fi influențați de KGB, posibilitatea de a spune, bă, Astăzi, uite, poate vreau să-l aduc pe, nu știu, pe Nixon în vizită sau să-l pun pe Kennedy președinte. Dau și eu niște nume, nu știu. De voastră care de acasă sau, mă rog, cei care nu au, fost, nu au participat <coughs> la evenimente poate să spună acest cuvânt. Eu nu pot să folosesc cuvântul furat. Eu spun, a fost o lovitură dură dată revoluției din care morți securiști, milițieni și partid zero, revoluționari și o parte din ei sacrificați, ori elevi cum au fost cei de la Câmpina săracii care i-au adus la aeroport la, la ca autopen, să dă impresia da. că este atacat aeroportul și că sunt teroriști, atacă aeroportul, da? Și i-au omorât. Sau trupele ăsta din fața misiunii Apărării Naționale, la lui Militar, au fost. Acolo este cu totul altă chestiune. Dar tot o diversiune. Mai... Tot o diversiune. Exact. Categoric o diversiune, dar, repet, este legătura contului deci, marea majoritate a morților sunt civili, uciși în scopul de confiscare a Revoluției, de preluarea puterii și, și de eliminarea de... lor, adică de a. Ei și de a legitimare Marelui Salvator Ioniliev. Și, și, în final, legitimarea acestor indivizi okay. pro-Moscova, care clar ă, avea o carte de listă proastă, lumea ar fi aflat în zilele următoare că el a fost secretar de partid la Iași, Că a fost secretar de partid la Timișoara, că a fost mare utecist, că a crescut și a jucat tenis cu Ceaușescu, că a, a fost, fost crescut, crescut că se ducea cu Leana la uh, pușcărie când Ceaușescu, tatălui Iliescu și Ceaușescu erau, erau închiși. Da. Da? Da, da? Mă rog, sigur, erau închiși din cauza politicii comuniste pe care o făceau. Nu... Deci, domnul Mărie, să știți că uh, vă apreciez foarte mult pentru ceea ce faceți și eu spun că Doamne ajută măcar parte de adevărul la ceea ce s-a întâmplat 21-22 și după morțele de după 22 decembrie, să avem parte toți cei care am avut rude care au murit la, la Revoluție. Bun. Acum, Asociația 21 decembrie nu a fost cumva, n-a avut pe de-o parte niciun fel de parte. prin, nu am marșat în direcția armatei, securității, milicii, paralel cine a tras, cine e vinovat să plătească. Nu a făcut lucruri pe mic. Adică, domnule, haideți să aflăm adevărul despre 21 decembrie, Dales și baricadă. Nu. Noi, toate acțiunile pe care le-am întreprins, au fost în favoarea tuturor celor care au ieșit în stradă până în 22 decembrie și după 22 decembrie. A fost în favoarea deținuților politici din perioada 45-89, dosarele comunismului, care la fel am salvat prescrierea crimelor din acea perioadă și nici astăzi toate crimele săvășite în perioada 45 1990 nu se prescriu și nu se vor prescrie niciodată datorită deciziilor obținute de Asociația 21 Decembrie și persoane fizice la Curtea Europeană a Drepturilor. tare. Deci de aia dumneavoastră și de aia vă felicit și tot ce am făcut am făcut sigur pentru toată lumea în al doilea rând pentru istorie și în al treilea rând pentru că așa am simțit personal așa am simțit și simt în continuare. Multă lume nu înțelege, zice, domnule, dar totuși, bun, tenacitate, totuși, dar totuși 33 de ani, 34 de ani, dar nu te-ai plictisit, dar nu ați obosit, dar nu... Uh, nu ai, cum să obose, nu ai cum să te plictisești în primul rând, nu să obosești, uh, toți obosim, uh, nu ai cum să te plictisești pentru că noi reparăm așa și stricăm strică mâine. Fi este să... aproape de necrezut pentru Orice european care ascultă povestea, indiferent fie el jurnalist, fie el, uh, pur și simplu, ei, cetățean ei, francez sau german sau englez sau american... Nu-i să creadă. Uh, am avut o surpriză plăcută astăzi, stând de vorbă cu uh, doamna a Statelor Unite la București, un om... Uh, a spune... Vă eu cred că este de carieră și nu numiți cum a fost el de până acum. Mai să spunem pe românește. A, foarte aplicată în ceea ce întreprinde, foarte determinat. Deci, pentru mine, o doamnă de excepție după întâlnirea de azi. Aveam o părere bună urmărindu-i activitatea și discursurile, dar după ziua de astăzi. De ce? Pentru că ora de întâlnire a înțeles ce s-a întâmplat în România cu adevărat în cei 33 de ani. Și cred că lucrurile, apropo de ce spuneți dumneavoastră, de alte numiri în alte vremuri de ambasadori în România, pare că e altceva, va fi, sper, altceva, ca acțiune și să sperăm că un demers pe care noi de mulți ani îl încercăm, în sensul de a promova o instituție care să, prin lege, sigur, care să nu facă altceva decât să se ocupe de dosarele de istorie. Dosare, perioada, dosarele din perioada comunistă, Revoluție, 13-15 iunie, adică pe întreaga perioadă infracțională, unde clar avem încadrare dată de cedo, nu poate schimba nimeni, niciun procuror primește un dosar că e vorba de luptătorii din munți. După ocuparea României de către... Pentru că aia nu sunt legionari. Na, na, na. Marea ajutat sunt foști ofițeri ai armatei regale care au luptat în spatele frontului după ce am fost ocupați de ruși. Corect. Ce vorbim? Nu trebuie să le facem dreptate? Avem demnitate? Suntem... Aici vorbim de români și de românism. <sus> nu la Băieții ăștia cu drapelul de gât care nu cunosc istoria nici până, nici până la 89, că erau prea mici unii dintre ei. Da? Problema Constituției din 23. Păi noi vorbim de România, vorbim de Republică, vorbim de ce? De un regim democratic, monarhia constituțională, care a fost abrogată la dispoziția lui Petru Groza și a, a, a Moscovei l-au pe rege și Constituția unde e? Și Constituție, când am trecut de la Constituția Democratică, Monarhistă, la cealaltă, totul este anapodat, nimic nu e legal. Iar tot ce a întreprins acest criminal, împreună cu gașca lui de la Moscova, Ion Iliescu, în perioada 90, 89, 22 decembrie 89, Acum aflăm că nici măcar n-a fost președinte. Atunci zicea semna că e președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale. Și că preia puterea în stat, Consiliul, și că ei sunt puterea în stat, dau decretul către țară care apare într-un monitor oficial care nu există și care se înființează abia în 1991. Deci nimic nu este legal în această țară. Toată această construcție de 34 de ani este nelegală din punct de vedere juridic. Vrea cineva să vadă care e România și de ce România este atât de. a fost. Atât de bat pe de-o parte. Și acum asușită de către toți. Păi tot da, trag de noi. Puțin, de resurse sfârși, minerale. De resurse materiale. Când de oameni. Asușită. Mergeți din nou la, la suveraniștii ăștia, mari patrioții, care spun, Doamne, ne-a asușiat-o americanii și cu englezii. Nemții și cu francezii. În realitate, au asușiat-o ai noștri. Trădători de neam și țară. Cu unii de afară. Dar haideți să luăm un singur exemplu ca să închem. Pentru că eu sunt satul de propaganda prorusească, așa, prin Ricoșeu de la Londra sau de la Washington. Cu Ricoșeu, la Londra sau la Washington. Cine. Avem nevoie de armament. Suntem în război. Sau suntem în situație. Avem război la graniță. Cu cine? Cu dușmanul numărul unu a românilor în ultimii 300 de ani. Acest, Acest popor, popor ortodox, ortodox creștin. Da. Dar hapsen și dornic de sânge mult, numit rusiazi. Avem nevoie de armament. Păi prima condiție ca să faci arme este să deții combinate siderurgice care să-ți producă oțel de calitate. Oțel de calitate, care să-l bagi în fabricile de armament, să-l modelezi, să scoți armă, pușcă, glot, ce vrei tu, tank și așa mai departe. Oresc. Cine a luat în România? și-a -a distrus, a distrus prin privatizare. privatizare. Între ghilibele, Mușetescu, da. năstațe, putem vorbi multe da. și de mulți. Toate combinatele siderurgice? Da, așa e. Oțelul roșu, că era un cel mai mic. Ruși. Reșița. Tradiție de 100 și ceva de ani, 1800 și. Rușii. Câmpia Turzii. Câmpia Turzii. Rușii. rușii. Cunedoara. Rușii. Brăila. Ruși. A scăpat, Galați? Scăpa Galațiu puțin. Galațiu, mă rog, acolo e mai cu tablă. Și cu... Dar n-a scăpat, scăpat aluminiu de la Slatina. Așa da? E. Și când tu... A... au venit și au preluat toate aceste combinații pe care le-au pus pe butuci. Asta înseamnă că nu s-a mai făcut extracție. Deci tot ei de au pus la pământ și mineritul. Da, așa Corect? E. Da? Cine a distrus industria românească? Cei care au venit în țară și au spus, domne, partenerii, 50-50. A, nu, domne, nu ne vin în țară. Adevărul că PSD-ul a distrus. Nu ne vin în țară. țară, domne, 50-50. Dar de la Petre Roman, citire, de la la început. Da. De la Deci, cine a distrus siderurgia, metalurgia în România decât rușii? Ei au privatizat-o, ei au pus-o pe butuci. Și ajungem la să enumerăm fabricile, da? Luăm moțelul roșu, reșița, reșița cu tradiție, 1800 și combinat siderurgic, primele din Europa. Când Turzii, a spus dumneavoastră, venim la uh, Târgoviște. Oh, Târgoviște, corect, foarte... Târgoviște. E un coloț acolo, da. praf, praf, mai rău, pare a fi Mariupolul acum. Dacă mergem și ne uităm în curtea așa lui, e, zicem că e mare. E. Uh, spuneați de că a scăpat Galațiu, la mă rog, când pia a scăpat Galațiu, pune doar alt. Haideți să vă spun, la Iași exista combinatul de utilaj greu. Știu că am văzut-o pe vremea lui Ceaușescu. Corect. Avea niște utilaje acolo că noi, fiind copii atunci, tineri, spuneam, bă, uite, în mașinuța asta mică, cred că stă un unul micul japonez care programează că era, erau niște utilaje de super în alte calitate, nu ceea ce spunea mincinosul de roman o, niște energofage, nu combinatul de utilaj greu era creat pentru a Nu face în unele, da în unele nu. Da. Poate nu unele nu, dar nu era vorba despre ea, așa este clar. Și astăzi praf și pulbele, cum a spus dumneavoastră, ca la Mariupol. Bun, repet, toate acestea le-au pus rușii pe butuci. Corect. Și mereu se spune, domnule, au venit americanii și ne-au distrus. Ne, -au... ne roagă. Iar astăzi, cu partenerii americani, astăzi, nu mai departe de azi, observ că președintele Senatului, domnul Ciucă, anunță reindustrializarea României. Fabulos! Deci, iată că, că americanii nu se opun la reindustrializare. Păi de ce ar fi distrus-o? Au venit francezii la. Dacia. Dacia. Ei, acolo e un contract care merge, care produce și care dă PIB-ului țării 10%. De ce nu se putea întâmpla și la tractorul și la camioane brașov și la... Aru, Depie de Aro. Depinde cine le-a privatizat. Depie nu. De cine. Păi Aru, nu ne vindem țara, nu ne vindem țara. aici dăm dăm La Aro că plung l-a dus pe marele nu știu care, Așa? care habar avea era doar și el un dealer de mașini da. și a pus-o pe butuc și a vândut-o de acolo. La, la camionul, la Brașov, la fel. Cine statal, cine a acest așa. individ care a venit și zice că privat. Roza Pepe sau nu știu cum dracu și dacă e american, înseamnă că e trimis de statul american. Păi nu, dar n-am spus că cine l-a trimis. Eu am spus că e vinovat cine a vândut. A, da. Năstație păi și, și ceilalți. Au, dat... a... exact. au dat, în egală măsură. Exact, exact. Aia e aia vorbeam. Deci eu sub masca privatizării de fapt au distrus industria românească atât cât era. Sigur, aia de armament ar fi prins bine chiar așa cum era atunci, acum. Oh, oh. Acum. Nu mai aveam balanță negativă la, la, balanța de încasări de valută, ci aveam o balanță pozitivă, că produceam astăzi pentru... Dar nu s-a dorit nici măcar în perioada antemergătoare războiului din Ucraina. Vă spun eu că am stat de vorbă cu mulți din fabricile de armament, inclusiv armata română, prin trădători. Spus, ce nu s-a dorit? a se cumpăra din România praf de pușcă, nu știu, orice. Vă spun eu, o cumpărau din altă parte, Nitramonia, Făgăraș. Dar și de conducerea deci României pusă... înainte de începerea războiului din, din Ucraina. PNL-ul Cumva, nu, nu vorbim știu eu. nici de PLN, nici de Ba, eu vorbesc. De este deci președintele Iohannis? Nu vorbim de nimeni. Ba, vorbesc de președintele nu Iohannis, de, de vorbesc despre Ludovic Orban, vorbesc despre Câțu nu. care aia, că ca, acum s-a dovedit că a furat un, un miliard pe nu știu ce vaccinuri, După care vorbiți de Ciolaco? Nu, sunt ducătorii. Vorbim de cei, așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, un studiu făcut, este un serviciu special într-o țară occidentală care concluzia este că în România astăzi aproximativ 30% din cei care influențează și conduc România sunt cu rușii. Poftim? Noi vedem, îl vedem pe președinte mergând în America, vine și dispare ceva. Și domnule americani, nu, nu, uitați-vă mai bine. Mă. Adică, domnilor, asta a aruncați cea mai tare chestie care a apărut în ultimii ani. Iohannis ar fi cu KGB-ul și cu rușii? Nu, nu, nu. nu. Să atunci, culme, atunci, care atunci care președinte? a spus președintele, merge în America, Da. vine în România și dispare da. ceva. Iar lumea, propaganda rusă spune, americanii au venit și au disus. Și în spate sunt rușii. Acum mai nu a fost celălalt în America. Acum mai a dispărut ceva iar s era plecat prin Africa. Nu, mai fi dispărut. Vreau să e, înțeleg, vreau e, să precizez foarte bine. cu, cu de De fapt noi să... nu avem președinte, nu, nu. nu avem prim-ministru, avem, avem prim niște marionete. Avem, să zicem, președinte, putem să avem și prim-ministru, putem să avem și miniștrii apărării, mm. da? Acești profesor de engleză. Acești, este a, un bun cunoscător a limbii spor, engleze și să traducă rai. cum se folosește racheta fiți de rău, la... Nu fi rău. e, <laughs> de, de e bun. Dumneavoastră spuneați că la Revoluție, Gușe și cublat vreau să facă și să nu intre și în țară. Și au intrat? Nu spuneam eu asta, dar e adevărat, n-au intrat. Păi au intrat. Nu au intrat. Cum nu au intrat? Au intrat cu avioane. Au intrat subversiv. Prin militar. Prin ceilalți oameni. Prin ceilalți oameni. Nici nu aveau nevoie de tare. Probabil acolo s-a referit eu, am vrut că uite, tinere, vin o e Ce-ați vrea să le transfereți? Nu, înainte de asta, înainte de a încheia emisiunea. Înțelegeți un lucru și în Ucraina, și în România, și înainte de începerea războiului, și azi, încă coloana 5 a sovietică încă în anumiți parametri funcționează. Au avut timp zeci de ani să încă să, le funcționează. să culeagă, să facă Academia Și ce ziceți Proze? dacă Proze? ne trezim la anul cu un partid tânăr nou care pare și la legături înspre Rusia? Ce facem atunci? Atunci ce mai ziceți de PNL și de PNL? PSD? Ea <laughs> sunt penetrați. Te... Celalți vor fi penetrați. Mai e unul mai micuț așa care zice că domne, are 6-7% țipă una bezmetică peste tot și că are 6-7%. Dar măcar aia pe față, merge păi direct și că, se duce cred la Cred că 7, 6, 7%, cred că poate să fie agenți sovietici, da? Cu neveste, cu ce au venit de pe aici. Cu... Se adună, bob cu bob. Da, se adună, bob cu bob, poate să fie, să aibă procentul ăsta de la alegeri după... Deci, dumneavoastră, sincer, da. mai vedeți vreo speranță în... spre bine că mai vedem lumița... Tunel, de la capătul tunelului sau să ne facem bagajele să plecăm din țară? Nu, eu nu am renunțat niciodată și nu renunț. Drept dovadă că am reușit să obțin ceea ce iar vin și fac prin comparație că așa e cel mai bine. Da. Uh, ucrainienii sunt în război de 2 ani aproape. În februarie sunt 2 ani. Un an și 10 luni. Și Curtea Penală Internațională încă nu vorbește de crime împotriva umanității Sau vorbește, dar încă nu are curaj să pună pe Să-i pună pe criminalii de la Moscova în frunte cu Putin să-i pună Sub urmărire pe crime, sub, pe crime împotriva umanității. Vorbim de deportări de copii, deocamdată, de... în România, în perioada infracțională de șase luni de zile, decembrie 89, iunie 90, dar sigur și în perioada comunistă, cu represiunea sovietică, după care au rămas ai noștri și au făcut și ei represiune în continuare și au ținut poporul cât au putut sub uh, teroare până în uh, decembrie 89. S-a stabilit de curtea europeană că sunt crime împotriva umanității. Aici a luptat, acolo luptă o națiune întreagă de 40 de milioane de oameni, da? La Ucraina, de... de Din acea mare armată, marea parte sunt, aia, bieții noștri români, de la Bucovina, de ei, nu sunt la noștri, nu no, 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 no. okay, ei. Ok, vreau să vă pun o întrebare. Ca da, da, să termin asta. Deci, o parte, uh, acolo luptă o națiune, da? Cu o altă națiune. Și este ancorat o planetă întreagă la acest război, în România, în perioada Revoluționară, sigur că a fost transmisă, a fost prima televiziune, prima Revoluție transmisă în, transmisă direct. în direct. Da, așa e. Dar nu Revoluția. Și lovitura dată Revoluția a fost transmisă în direct. Mm -hmm. Nu ne-a transmis nimeni pe 21 decembrie, până în direct, decât ne-au înregistrat ei. Corect. Uh, și o organizație de 60 de oameni au obținut. O decizie atât de gravă și a salvat istoria, okay. așa cum spune președintele Emil Constantinescu, și atunci de ce aș fi nu aș fi optimist? Sunt optimist. Okay. Problema este găsim 60 de oameni încă pe lângă cei 60 de oameni din asociație curajoși care să venim să spunem adevărul. Cu o condiție, să avem unde, pentru că sunt convins că cei care ne ascultă și cei care nu ne ascultă, dar ar afla, ar, apla, da. ar pricepe că vorbim destul de simplu, destul de clar și destul de precis pe probe. Sigur, și-ar și -ar deschide orizontul și ar înțelege ce s-a întâmplat în acești 30 de ani și ar ști cu cine să voteze. Uite, categorii. Eu voi invita toți telespectatorii care au vreo dovadă sau știu ceva ap, sau vor doar să aibă un canal de comunicare să scrie acolo în comentarii la adresa în gura lupului, emisiunea rând în gura lupului, scrie în linkul de descriere. Sunt convins exact. că nu vor lipsi nici prietenii ca ghebi și încă vedi să înjure Ah, da, la gura lupului. A, asta e, nimeni nu, nu moare de înjurături. Păi nu, dar asta ca să da, fie da. cât mai multe comentarii, <laughs> mult comentarii, asta, vă interesează. Da, după da dar să scrie că vor să vină și canalul în gura lupului le pune la dispoziție spațiu de emisie bine, dacă nu ne închide YouTube-ul, că tot așa în ultima vreme mai taie, mai ne lasă, iar ne mai dă, iar ne mai lasă, depinde cum fluieră cineva. Dar înainte de a încheia am vreau un exercițiu de imagine și vreau să răspundeți. Gaza, copii omorâți, filme. Ucraina, copiii luați cu autocarul și duși undeva. Ce e mai rău, copiii duși cu autocarul sau copiii omorâți? Trebuie de unde știți că din coace nu au fost copii omorâți? Avem suficiente exemple. No, Pe pentru de o parte. Pentru că au spus că au luat cu ochii. Pe de o parte. Uitați, e greu pentru mine. Rușii au pus piciorul în Ucraina, dar nu avea ce căuta. Punct. Afară. Teroriștii Hamas au pus piciorul în Israel. Punct. Afară. A intrat. Am intrat peste tine și te-am lichidat. Punct. Afară. Mâine vin. Începeți și voi. Iarăși, iarăși alte exerciții Populismul. de imagine. Iarăși alte exerciții de imagine. Ați intrat în Comitetul Central. Da. S-au pus în toți fugițele Da. Când au intrat hamas în pozițiile Israelului, da. care și alea s-au dus, bă, duceți, vă faceți să vă cați acolo, că o să fie bine, că vă puzim noi. Nu a existat niciun apător nimic. Eu îmi pun doar semne de întrebare. Eu vreau ca logica să fie Să flawless. Să puțin, că ați dat un exemplu perfect au intrat că și-au făcut unii case și că vor fi apărați. Sugerați dumneavoastră și au venit pe teritoriul Israelului și au pătruns. Ok, au pătruns, perfect, au venit la vecini, la prieteni. De ce au omorât oameni? De ce au tras? De ce au sequestrat copii, femei? Perfect, încă o dată, vă dau dreptate. Israelul are dreptul să-i atace. Dar de ce nu a fost niciun apărător acolo? De ce în clipa aia nu a fost nimeni? Oare nu este o imagine creată special? că de fapt de asta nu vreau să ne intram, mai uităm, nu la, vreau să intrăm la, în speculații, la războiul din Ucraina, da? ne uităm la războiul din Israel astăzi, da? nu vreau să intrăm în speculații, nu am fost acolo, dar având în vedere îngrijorarea unor prieteni, eu chiar am prieteni evrei, uh, unii dintre ei venerabili și care ei însuși cu rude acolo, cu frații acolo, își pun întrebarea că ceva nu a fost tot mai în regulă. Aha, Intrarea atât de ușoară. Exact, acolo, asta era. Am și eu dreptul să. sau să obligat ca să uh, las și să-mi pun, să pun un semn de întrebare, dar nu am de ce să pun semn de întrebare. Pot să pun o întrebare pe cum o pun și ei. Domnul Netaniacu, știați sau nu știați? Atât. Corect. Nu vreau să terminăm uh, emisiunea, vreau să revenim la pleștiță. Aveți ceva cu pleșița asta. Asta a fost uh, șeful mare terorist cu Carlo Șacalu. Exact. Or, era sau nu era? <gânt> a, da, nu, categorii dar omul nici nu nega. Omul nici nu nega. Uh, De fapt, vă referează la, la Părcălăbescu, care la un moment dat, un post de televiziune a fost prezentat de către domnul general Voinea că a murit. Corect. Bun. Acest tip de acțiuni se poate întâmpla. Întrebi pe unul, pe altul, păi cu tare, martor, cu tare. Și află a murit. Nu mai verifici informația. La 80 de ani, da. așa o fi. Ei, n-a verificat informația, a venit pe un post de televiziune și a spus, domnule, știu de asta, cu tare, și generalul Părcărăbescu, cel de la care linie. vorbim da. noi, care eu am pus pușca pe el în 22 decembrie, primul pe care... Primul oficial îmbrăcat oficial, că aia la doi erau civili. Da, da. Pe care i-am lovit, pe care, cu care ne-am avut altercații, ne-am bătut, clar. Primul, prim, acest individ apare, așa cum vă spun, în haină militară, în haină oficial. Îl acuză și, sigur, îl apare, intră pe poș și spune, domnule, trăiesc. Am văzut o scenă de asta, o întâmplare de asta, cu acest general Pleșiță, urma ca domnul general Voinea să-l audieze pe generalul Plești. Pentru evenimente din decembrie. Și știam că urmează să meargă undeva în Argeș, lângă o pădure, avea o casă undeva retrasă într-un sat, în fine. Și pleacă dimineața, iau în ziua aia un ziar, pe care eu nu-l cumpăram de obicei, dar nu știu, da. am pins ceva să iau acel ziar. Și văd, generalul Plești s-a murit, a fost înmormântat. Diversiune? Sau adevărat? Păi zic să-l sun pe aduncină, bână, telefonul, alu, treci, domnul telefonul. Alo, 30, ce faceți? Ce în drum spre... Păi zic, haideți să vă citesc din ziar. La care îmi spune, domnul președinte, puteți să-mi citiți. Eu până nu mă duc acolo, până nu iau pe primar, până nu mă duc acasă, până nu... Dacă nu e, mă duc, dacă zice că e la asta, mă duc la cimitir, până nu vă crucea și dacă vă crucea, adios grob. <laughs> Da, om, hotărât. Și ajunge acolo. Bine, mersi, omul trăia, nicio problemă. În ziar apărea că a fost înmormântat. Deci, se poate, se pot întâmpla dezinformări, dar asta era făcută intenționat de către cei care îl protejau pe pleșiță. Tot așa i-au aruncat o general lui Voina, unii care vreau să-l protejeze pe pârca la Bescu. Domnul general, am murit, domnule, l-am îngropat. Păi, a verificat, s-a întâmplat. Deci, iată că sunt două și asta cu pleșința asta e 2007. Oh. Asta la altă greșeala care a făcut-o, deci atunci a greșit. Nu, nu a crezut dezinformat. No. Acum uite că a luat-o și într-adevăr a greșit. Asta să fie baiul mai mare. Eu, eu m-am bucurat foarte tare, chiar cu... Sigur, nu-i plăcut să spui domnului mor să-l auzi la telefon. Dar eu m-am bucurat foarte tare și sunt convins că și domnul general Voina s-a bucurat că trăiește, pentru că Părcălăbescu, dacă prea Dumnezeu să mai avem o reluare a cercetării în aceste dosare, credeți-mă că unul din primele lucruri pe care le fac, voi cere o confruntare cu el, ca să mai lămurim câteva chestiuni legate de moartea lumii. Corect. Acum, 34 de ani, aș vrea să le transmiteți celor care, că e Iași, că e Timișoara, că e București, care au gândit și au intrat practic cu mâinile goale și au realizat ceea ce nu, ne place astăzi. Ne-a dat libertate. Vă rog. Că e Târgu Mureș, că e Arad, că e Sibiu, mai că e Brașov, că e Craiova, că e Cugir, că e Alba, că e Ploiești, că e Brăila, că e Galați. Nu vreau să omit pe nimeni. E Arad. Sigur că în aceste săptămâni și în special după 1 decembrie intri într-o anumită stare. Nu ai cum să nu-ți aduci aminte fiecare cu psihicul lui și cu capacitatea lui de protecție, ca să spun așa. Încerci să te protejezi sau răbuvnești cum fac urmașele în general, mamele, copiii, mai plâng, își aduc aminte, e logic, n-ai cum să scapi, îți aduce aminte de o zi, dar aici avem vorba de comemorare și când începe comemorarea, ține vreo două săptămâni și ține vreo două săptămâni, tu în loc să plângi o zi sau trei, plângi două săptămâni și ți ce aminte zilnic de această chestiune. Așa cum v-am spus, Asociația 21 Decembrie nu a făcut rabat față de niciunul care a avut de suferit atunci, indiferent că a fost militar sau că a fost civil. Faptul în sine, că azi dosare nu se prescriu, faptul în sine că încă speră ca într-o zi să fie identificați vinovații, să fie trași la răspundere, sigur cei care mai trăiesc cei care sunt morți, asta nu răspund la apel, e problema lor și la lui Dumnezeu, să fie, să li se facă dreptate, măcar moral, să înțeleagă, domnule, X a fost vinovat, pentru că probe sunt peste, pentru peste 60% din cazuri, probele sunt identificate încă din 2007, dacă cercetările acelea continuau încă un an, era finalizat dosarul, să fie despăgubiți moral și material, pentru că nu este... Nu este onest din partea unei societăți care a ajuns cu un PIB de Dumnezeu știe de câte ori mai mare decât în urmă cu 33 de ani, da? 34. Da? Vorbim de da. sute de mii de acum. Să nu ținem cont de cei care s-au sacrificat și ne-au adus libertatea și instaurarea unui regim democratic, sigur, încă șchiop și azi, după 33 de ani, dar totuși 34. democratic, 34, sigur, dar totuși democratic în comparație cu Belarus, în comparație cu Transnistria, în comparație cu, oh, cu Rusia, se compară. ca să nu mai vorbim de același nivel la care eram noi în 89 de Corea de Nord. Kim il sung și Ceaușescu erau fraze de cruce. Erau pe, aceeași, pe același calabă. Da. Și ai sărăcie și foame și acolo sărăcie și foame. Și asta cu cava, apucături de bombă atomică, și ăla a și rezolvat între timp, ținându-i în foame și în întuneric. Deci, România, astăzi, era Coreea de Nord cu o conducere comunistă, așa cum se afla în 89, dacă perpetua. Și să nu mai regrete nimeni că am pierdut ceva. N-am pierdut nimic. Am câștigat libertate, copiii au crescut în libertate. Este foarte adevărat că această libertate ne-a fost influențată. Și prin trădare, îi spunem, la vânzarea economiei naționale. Deci, către cei care au simțit că le scăpăm de sub papuc și aveau tot interesul să distrugă. Și, din punct de vedere al urii pe care au avut-o față de noi, prin Revolta și prin, prin, prin curajul uh, revolta pe de-o parte, curajul care l-am avut, și felul în care i-am învins în trei zile, patru zile, o săptămână, per total să spun, uh, au venit cu reacția și cu ura și au zis nu contează câți mor, tot noi rămâneam la putere. Împușcăm, nu contează câți împușcăm, cât tragem 2 milioane de de glanțe din 22 și până în 26 decembrie, m-a doamna ambasador astăzi, făcea capul, 12 milioane De unde? Din jurnalul de luptă al armatei române. 12 milioane 600 de mii de gloanțe trase în perioada 22 decembrie, seara de 22 decembrie până în 26 decembrie. Alte 700 de mii în 27 și așa mai departe continuă. Nu mai vorbim de o buze de 100, nu mai vorbim de alt tip de armament care, cu care s-a tras și cu care s-au distrus. Biblioteca Națională, muzeu, muzee de pe calea victoriei și alte edificii de cultură din București și din țară. Ce aveți, mă, ce ați avut cu cultura? Ce ați, de ce ați, ați împușcat tablourile în cap? În muzeul din Palatul Regal. În cap. <laughs> în inimă. Există materiale, există film prezentat la televiziunea română, făcut de către niște meseriași atunci imediat după Revoluție. Tablourile care erau, să spunem, distruse, da? Sigur, ele au ieșit afară, au fost plecate să se prepare, să se Schimbe. Să se, se schimbe. Bun. ok. În bine. Să sperăm că nu s-a întâmplat acest lucru. Erau împușcat în inimă sau în cap. Păi teroriști afară, adică diversioniști criminali proruși, ne-au împușcat în cap și în inimă. Iată că și tablourile și oamenii erau împușcați în același loc. Nu există cuvinte pentru a cataloga crima din decembrie 89, precum nu există cuvinte de a cataloga suferințele bătrânilor noștri respectabil deținuți politici, fie ei preoți, fie ei învățători, fie ei ofițiere armate regale. Deci iubesc armata. Corect, aici aveți mare dreptate. Da? În pușcăriile de la Gherla, de la Iud, de la Poarta Albă, de la Râmnicu Sărat, pe la Armații, de la Sighetul Marmației, dar ce vorbim de Pitești? Și putem continua. Am văzut la Timișoara o hartă la sediul Asociației Foștilor de Politici unde pe harta României erau înfipte cruci. Erau zeci. Așa e. Acolo sese lagăre de exterminare. A fost de curând și eu la Sighetul Marmației înfiorător. Practic toată elita noastră intelectuală și politică a fost distrusă de acest flagel care e comunismul. Din păcate. Și ne întrebăm de ce și unde este poporul român. Păi părinții noștri au apucat ceva sau bunicii noștri au apucat ceva și nu ceva. 20-30 de ani de monarhie. Un alt regim până în 45, să zicem, din 20 până în 40. A venit războiul, în fine. Dar totuși am avut rege până în 45. Și ne-au învățat câte ceva pe părinți și părinții la rândul lor pe noi. De la cine învață copiii de azi? De la unii născuți în comunism? Crescuți în comunism? Învățați de istorici în comunism? Nu mai vorbim dacă au mai fost și activiști de partid taică și maică sa. Sau plutonieri sau ofițeri de securitate. Nu mai vorbim de asta. Ce bine ne-ar prinde. Noi am avut încă, încă 90, aveam bătrâni de politici, că aveau 80, că aveau 90, că aveau spre 100. Încă mai aveai, mai Era, avea ce erau de la enciclopedii, am ascultat. Mai, aveți aveai, ce asculta, mai aveai en, de la Enciclopedii, enciclopedii. De la cine învață copiii de azi? De la Iliescu. Poți să învețe și de la alții. Haideți să vă mai spun ceva acum în final de emisiune. O chestiune care pentru mine cel puțin ieri m-a lăsat cu un gust amar. Am participat la Revoluție. Am luptat. Am stat sub gulanții. Mi-am riscat viața. Am obținut victoria. Am trăit momentul. Libertate. Dumnezeu pe pământ. Acel moment înălțător pe sediul Comitetului General. A venit lupta de execuția noastră și de eliminare de unde? Din fruntea țării. Comitetul central era fruntea țării. televiziunea română era fruntea țării. Radio era fruntea țării. Acolo se comunica. Acolo puteai comunica. Bon. Și alea bune și alea La Alungarea. Alea. După care a început Așa. lupta noastră împotriva celor care s-au instalat la putere. Am trecut șase luni, am ajuns în pușcărie. Eram coleg de pușcărie cu comuniștii, cu Iulian Vlad, cu Posternicu, cu, cu toți miniștrii din perioada respectivă cu Dincă, cu Șepana Andrei. Revoluționarul cu factorii care au făcut revoluția. După șase luni eram coleg cu cei pe care îi jos, da? Asta e, trebuie să facem o emisiune pe tema asta. Bun. Am trecut și peste acel episod. Am continuat lupta și am adus, din punct de vedere juridic, am reușit să nu se prescrie aceste fapte. Înțelegeți pentru Dumnezeu cei care ne ascultați. Vedeți zilnic... Toate faptele de corupție, mari, mici, miliard, milion, nu contează, sunt prescrise. 60 de oameni au reușit să o obțină și să oprească prescrierea și să putem să rescriem istoria cea care astăzi este șchioapată. Pe dreptate și pe probe. După 30 de ani aproape, ieri primesc un telefon. Bună ziua, domnul Mărieș. Să De la Ministerul Învățământului. Știți, în protocolul pentru. Sunteți și dumneavoastră. Știm că ați refuzat asta vară, N-ați vrut să. Și refușați, doamnă. Păi, stați puțin să știți că am făcut-o. Bun. Nu vreau să intru la mânute. Nu contează ce ați făcut. Nu avem nimic. Ce, ce putea să scrie să despre regimul 45-89. Păi știți că trebuie să fim mai de... Păi 80% din profesori de istorie din România sunt cu rușii. Părinți, ascultați și vă spun. Și da, știm. Mă bucur. Nu înțeleg ce doriți. Păi dorim colaborare. Și pe păi ați putea prelua dumneavoastră, pentru că vor trebui profesorii Pregătiți pentru ceea ce urmează. Nu no, -are, a... are importanță. A... Nu. Lucrurile se mișcă. Nu are importanță. Uh, și nu vreau să spun mai multe din discuția pe care am avut-o. Vreau să atrag atenția celor care urmează la următoarea chestiune. Am luptat în acele evenimente. Am fost pedepsit pentru ce am făcut cu pușcărie. Am scăpat. M am mers în continuare pe firul justiției, am reușit să-i pun sub urmărire, pentru că au fost momente când Ion Iliescu și criminalii de la Moscova, cu Burcan, cu toți, au fost pus sub urmărire, cu general, cu Măgureanu, cu toată lumea. Procurorii au scăpat, iar i-au pus sub urmărire, iar i-au scăpat, i-au închis dosarul, iar l-am deschis, suntem în aceeași fază și acum. Cert este că faptele nu se prescriu, deci ia că cătă că oricând e aceste fapte aceste aceste fapt. poate să fie aceste dosare poate să fie finalizate. Sau cercetarea în ele să continue obiectiv pentru că nu se prescriu. Și acum mă sună cineva dacă nu-i și văd ce am făcut de aici și până aici. Și am spus, cred că este prea mult. Nu este obligația mea. Adică de asta nu mă scutiți? Adică chiar e... Care asta. Adică este încă o dată. Încă o dată. Eu să te și învăț nu-i destul că am făcut? Iar singurul lucru pe care îl avem după atâția ani de zile, care peste care nu va trece nimeni, nicio instanță din lumea asta, este decizia CEDO, care spune crimă împotriva umanității. Descrieți în cartea de istorie regimul criminal comunist instalat la 6 martie 1945 cu tare de către, cu contribuția, români, nemți, Ruși, evrei, sârbi, Gorba Ceaușescu Correct. și de alte naționalități, unguri și de alte naționalități. Correct. Scrieți mă, cine a participat la Correct. fundamentarea și la consolidarea Partidului Comunist aici. Spuneți în decembrie 89 ce s-a întâmplat, dar până în decembrie 89 vorbiți de munți și de luptele din munți. Încă o dată, acei oameni nu au fost extremiști au dat împotriva celor Com? care ne-au ocupat, a ocupantului. Vorbiți despre acțiunea studenților din 56, vorbiți de acțiunile studențești din 68, vorbiți de uh, Valea Jiului, acțiunile muncitorești din Valea Jiului, vorbiți de Brașov so, 15 decembrie da. 87, vorbiți de uh, mișcările de la Iași studențești din uh, 87. Vorbiți de, de că n nimic, Dumnezeu. Dumnezeu. Sunt mulți. Da? Vorbiți da. de dizidenții din perioada respectivă. Vorbiți de cei care au fost omorâți în perioada respectivă. Au vă nu o să o facă. Deci ei păi nu vorbesc. Cine o facă? Păi noi trebuie să o facem, nu ei. Păi noi o facem păi cine aici, a ei? doi, ne, Nu, dar cine sunt ei? Stai, spui, stai, 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 cine sunt ei? Ei nu sunt ca noi? Pa, da, 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 poate au alte surse de finanțare mai puternice. Păi stai puțin, sunt cu Moscova și nu, vor, nu sunt cu România? Păi... Toți? Nu toți, dar cei care nu sunt cu Moscova, poate sunt cu alții. Cât își mai iubesc țara? Domnul Să puțin, e vorba, bani, nu ești, bani, bani, da, e vorba, da, e vorba. puțin. Aici e vorba de istoria unei nații pe care, din care tu faci parte și pe care tu o slujești temporar. Pentru un mandat, două, jumătate de mandat, cât o fi. Știți care este diferența cu mandatul ăsta slujit? Încep cu un mandat, eu știu, văzut pe, cu proprii ochi, cu pantofii rupți, și scâlceați Am și termină Am înțeles, cu case, vile, iacturi și nu aștept la Monaco, Am înțeles, grupul de la Monaco Dar națiunea română așteaptă și statul român este obligat să respecte deciziile celor Asta clar că așteaptă da? Așa. Clar Și atunci că așteaptă. cine trebuie să facă aceste lucruri? Trebuie statul și român și noi trebuie Și noi facem parte din statul atunci român Atunci trebuie și din nou în stradă și să fim atenți să nu fie confiscat Păi acest... cu cine să ne batem în stradă? Păi cum cu cine? Păi cu cine să ne batem în stradă? Spuneți-mi eu unul în stradă care are curaj să dea ordine să tragă mine. Păi credeți că au curaj? Cu, cu capopă pe Cu dumneavoastră nu, dar... Nu, ias, cu mine. Ias, cu pe timpul cu pandemiei, -o. o fi avut curaj, nu? Ce să fac atunci? Să vă închidă, să vă... Bă, ai încălcat, ai încălcat, ai făcut, ai făcut, una, i una alta haideți să nu, deci nu dar experimentul care a fost făcut a prins foarte bine. Așa. A văzut că suntem un popor care suntem foarte ușor duși cu lesa. Ici colea, ne arată și morcovul. Și alte popoare au procedat la fel. Și alte popoare au procedat. Da, ne uităm în Italia, ca și ca Ce a făcut Meloni? Bun, nu vreau să mai intrăm în politică Vreau să terminăm cu discuția Despre data de 22 Astăzi suntem 22 Vreau să-i salut pe toți cei care au luptat Și le transmit toată, toată căldura mea pentru ei și pentru familia pentru, pentru, pentru că au fost chiar și ce colegi mei, că am fost la Iași. Atât că a fost sau nu a fost evoluție, cum a spus și dumneavoastră, fiecare și-a făcut bucățica lui, partice, ca lui, să se poată întâmpla alte lucrurile și și eu am plecat dezamăgit când am văzut că lucrurile se schimbă nu în rău, ci în mai rău, că vin alții de ontologi politruci care preiau ceea ce luptasem noi să dăm afară pocilați din casa pătrată. Deci fenomenul acesta ce a fost în București la casa de, la, la CC s-a petrecut la fel în toată țara. Deci îi salut pe toți, le mulțumesc, mă rog pentru ei și toți dacă vor să spună să ne spună ceva lucruri pe care ceilalți nu le știu. Vă rog frumos, apelați la noi, la canalul Ungol al Lupului și noi vom fi foarte deschiși să comunicăm ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră. Spuneați ceva de Meloni și vreau să vă dau o mică, scurtă replică. Iar o luăm cu politică. <laughs> justiția este liberală, social-democrată, suveranistă, uh, comunistă. Uh, cum este justiția? Sau este justiție? Nu, e liberală. Ministrii liberali... Nu, mm. eh, Eu știu ce m-ați întrebat. Nu, mm, eu v-am răspuns. mă că am și social-democrații. Am avut și miniștrii social -democrat. Cum n-am avut? Ați uitat? Și, au, și îți diferiți față de cei liberali? Bun. Unii au fost pediși care astăzi liberali. Deci <laughs> nu, eu nu las, nu, nu mergeam la... Eu v-am întrebat dacă are culoare. Nu are culoare. Nu are culoare. Noi suntem români pe culori eu v-am spus sau, și în emisiunea cealaltă, justiția sunt... pentru mine trebuie să fie cu balanța în mână și legată la ochi. Eu nu am văzut ca justiția să fie legată la ochi. Din potrivă, îi spune, bă, mai în stânga, mai în dreapta. Păi nu e posibil. Pe aceeași cazuistică. Da, și eu știu cazuistica. Odată Gheolbanis este absolvit și celălalt este acuzat. Pe aceeași cazuistică. Deci, nu se poate. Dacă justiția ei că... trebuie să fie egală pentru toată lumea. Nu, nu, și pentru ala sărac și pentru nu, ala care are nu, protecție. Nu cred că este nimeni mai, 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 mai tras pe sfoară și decât mai dumneavoastră. Acolo. Nu decât mine, că eu mă exclu. Decât oamenii aceștia care au suferit de la început. Corect. ani de păi zile. Vedeți. Pentru păi vedeți. Bol, nu pentru orice. Păi vedeți. Da? Bun. Și atunci, dacă un om după 100 de zile de greva fame în a 100 a zis să voteze legea imprescriptibilității crimei. Legea imprescriptibilității crimei în România, 28 februarie 2012. Și a reușit să determine o clasă politică la fel nu cu mari diferențe față de azi, să voteze această lege care cumva acoperea întreaga perioadă 45 2012, adică 22 de ani și jumătate din 89 când începeau să se prescrie crimele, nu numai o secundă. Încă nu aveam decizia ce do pe crime împotriva umanității. Adică n-a fost întâmplător gestul făcut, salvam Crima, nu altceva, crima o salvam de la prescriere la fel, din 45 și până în 89 prin acest gest. Și s-a votat această lege. Spuneți-mi o lege care poate să fie... Uitați, am curajul să spun, deși eu nu fac paradă de, religie și mai dumnezească decât legea care nu de voie să prescrie pe, cel, pe cei care ucid. Să fie trași la răspundere cei care ucid. Nu cred că există alta vorbim de hoție a, de, aveți perfectă dreptate vor, dar nu vreau să mai întru în polemică o asociație, poporul ăsta al nostru întreg ne fi nici liberal nici social-democrat, nici suveranist ați reușit nici... să anulați pres, să nu mai fie prescrisă crima, corect dar decât de la revoluție, eu nu am văzut arestați, nu i-am văzut zăcând prin spus, pușcării, mă uit spus, la Iliescu era un comentariu la ultima acord, emisiune nu suntem o, noi, ce vă mai nu legați de la călămare vorbim după 34 de ani tot despre noi aceste evenimente care dacă s-ar fi prescris nu mai vorbea nimeni și nu mai era în față în corect. Da? corect. adică dați-ne și nouă da, meritul corect, dar nu facem decât de parte, să vorbim ca dovadă ceea ce a spus dumneavoastră Dar pe de cealaltă parte haideți să uităm de orice culoare politică pentru că niciun stat în care justiția nu funcționează, el nu funcționează ca stat democratic, putem spune orice dar nu democratic. Asta înseamnă că nu există stat democratic în România? România în România am spus este cu picioarele de lut iar justiția este, aș putea spune chiar cu picioare fluide. Eu zic să nu mai intrăm în polemică că terminăm emisiunea apoi mâine. <laughs> nu, <laughs> se poate, asta ar să treacă. Da, aveți, se poate. aveți se dreptate, aveți dreptate. Și da. trebuie să uităm în campania electorală și în oricând, când e vorba de justiție, nu mai avem culoare politică. Chiar apropo, voi ți intra în campania electorală? Nu știu, nu cred. Mi-e dor, s-ar putea să se întâmple, deocamdată încă n-am decis nimic și nici nu intenționez cel puțin încă 4-5 luni din acest Aveți moment. Aveți o voce puternică, vă place dreptatea, sunteți o română adevărat, trebuie să faceți lucrul ăsta. Eu sunt convins că mulți dintre, dintre telespectatori vă vor vota. Am văzut comentariile. pe care dumneavoastră, eu mi-a rog unul singur. Cred că sunt suficient de luptători, fără teamă de ei. Exact, exact, acest lucru. exact. Uh, și dacă mă voi decide ca să fac acest lucru, fiți siguri că nu doar că o să o spun, nu doar că o să ies la bătaie politică. Ce vă veți lupta? cu adevărat? Va trebui să. Nu, va trebui să. Va trebui să schimbăm ceva. Adică să ieșim cu ceva nou față de tot ce s-a ieșit până acum. Veți avea tot concursul meu, să știți. E și la mod de suveranism. Atunci, probabil că în. finalul războiului din Ucraina, și acesta se va topi, se va dilua. Și se va dilua mult. Așa, se va dilua, e. se va topi în final. Acum propaganda rusească este în toată Europa și până în America. Ne-au virusat, ne-au zăpăcit pe toți. Corect. Sau cred că ne-au zăpăcit pe toți. Unii am rămas încă cu ochii deschiși. Ce veți să le transmiteți celor de acasă încă o dată, cu ocazia la 22-34 de ani? Aceleași condolențe, același regret, același Aceeași dragoste pe care știu toți uh, urmașii că le oport port uh, pentru, pentru faptul că a pierdut un membru al familiei, fie copil, fie tată, fie mamă. Aceeași uh, prietenie față de luptători și față de, de răniți și reținuți. Și cred că merită să mai impuneți o întrebare și celorlalți. Și ceilalți? Să fie neaușe? Directă. Dă-i în gura lupului. Bun asta. Rămânul tot timpul a încheiat inclusiv după o mormântare tot se cânta o melodie veselă. Mulțumim telespectatorilor. Adică Daci. Adică Daci. Vedeți cum o în da, Uh, uh, noi ne recunoaștem, știm de unde venim, dar nu spunem toată ziua, afirmăm și v-am spus, asta -a. Este, este, demențial. N-ai nimic în spate și vii și spui 2000 de ani de istorie. Păi mă, tot ce a făcut ceva în viața asta de 3 ani, de 7 ani, de 30 de ani, de, ai croit ceva de când... Demonstrează. Demonstrează. Tu spui 2000 de ani de istorie, noi suntem daci, că vom fi... Fapte. <gânt> Unii se bat cu Vapte! Asta bune, trebuie bune să înțeleagă lumea. Ai faptă, ai parte, nu ai... Mulțumim telespectatorilor uh, canalului în gura Lupului, mulțumim Cinematica Media Solutions pentru realizarea acestui podcast, cărora astăzi le-am dat bătaie de cap cu virulentul uh, Doru Mărieș. Uh, mulțumim uh, Tele Moldova Plus pentru faptul că preiau acest podcast. Uh, Faceți o corectură? 20, revoluționar, rog. uite, vă dau voie să spun de revoluționar. Adică, da, eu sunt, pot să admit că sunt și un tip mai coleric în momentul în care -a mă o... Domnul Mărieș, spune, îmi țin spune, drag, te... au spus o formă eu... de glumă. Da, mă <laughs> Revoluționarul Doru Măriaș. Așa, ca să simtă lumea okay. că revoluționarii okay. au și curaj, și idei, și mai fac și ceva. Să știți că multe lume și cu asta okay. Multe lume îmi spune, domnule, dar nu faceți nimic să ne ajutați azi. Iubiții mei, am luptat cu acest sistem judiciar și lupt cu el pentru a fi nu îndreptat, nu, nu domesticim pe nimeni, nici pe judecători, nici pe procurori. Pentru a fi aplicat, că e precis. И Алба сау неа, гре виноват и не Корект.